orei 13 va mai sufla vântul, ce poate atinge la rafale chiar și 60 de kilometri pe oră. Așadar, dacă vă deplasați cu autoturismul în aceste zone, atenție mare, pentru că vântul poate zgârți mașina. Și apropo, deplasare, să știți că în martie ești bun la drum cu DGFM și MOL România. Ascult DGFM că știți zilnic plinul de carburant de la MOL România la final de campanie. Toți cei care participă și nu câștigă premiile zilnice au o șansă la premiul cel mare. Un an fericit de plin și cu rezervorul plin. Adică asigurăm plinuri de carburant pentru un an întreg.